Transfer spectaculos reușit de Handball Club Buzău. Interul stânga Alin Șania a semnat cu gruparea buzoiană după ce în ultimele două sezoane evoluase la Poli Timișoara. Olteanul, acum în vârstă de 36 de ani, a anunțat pe un portal de socializare că se desparte de gruparea alb-violet. Alin Șania a mai jucat la Minaur, Dunărea Călărea, Steaua și Dinamo în Liga Națională, cu ultimele două echipe reușind să câștige și titlul de campion. În ultimul sezon, jucătorul a câștigat Cupa României cu Poli Timișoara. Meciul de referință pentru Alin rămâne returul Rusia-România din play-off-ul pentru calificarea la Mondialul din 2011, în urma căruia naționala a făcut pasul pentru ultima dată la un turneu final. Atunci Interul stânga a fost declarat omul meciului cu 8 goluri. Pe lângă cele mai galonate echipe din România, Șania și-a trecut în CV și o experiență în Dubai. Alături de Interul stânga, Handball Club Buzău a realizat alte 4 transferuri. Este vorba despre francezul Faba Cheridiem, George Alexandru, Zamfir Dumitreana și Alexandru Tălmaciu.